avem un loc frumos în lume. Alb și violet ne sunt la piept culorile. Ne vom apăra nostru nume. Bună ziua, domnule și domnilor! Da, avem FC Argi și e oficial vestea. Așadar, albi-violeții revin în prim planul fotbalului românesc. Astăzi o ediție specială a emisiunii Repriza de Sport, pentru că vom vorbi de cea mai iubită echipă argeșeană, campioană de două ori a României. Vom vorbi astăzi cu invitatul meu de astăzi, nimeni altul decât noul antrenor principal al grupării din Trivale, domnul Iordan Eftimie, care mulțumesc mult că a acceptat invitația noastră. Domn profesor, bine ați revenit la Repriza de Sport! Mulțumesc pentru invitație. Și bine ați revenit acasă și bine ați revenit la FC Argi și echipa noastră de suflet. Dacă da, vă mulțumesc. Eu eram acasă, oricum, eram, stau în Pitești, dar numai că eram antrenor la Mioveni. Cum ați primit vestea nominalizării și iată, ați și acceptat această propunere de a reveni pe banca tehnică a echipei SCM Pitești la acea vreme? Da, am fost sunat de domnul primar Ionică, am avut o întâlnire cu dânsul și cu domnul Cristi Gentea și în urma discuțiilor, condițiile care mi s-au oferit la SCM atunci, nu FC Argi și acum, mi-au convenit și de ce să nu recunosc că știam că au un lot bun de jucători și se poate face treabă. De asta am și acceptat să vin. Eu tot timpul n-am refuzat când a fost nevoie. Știți că eu am mai fost la FC Argi și în 2010, unde era foarte greu, atunci am luat niște copii de la Liga a 3-a, de la Liga a 4-a și am îngropit o echipă la Liga a 2-a. De ce să nu... Am vrut să continui pentru că știam că se muncise bine și se promovase în Liga a 2-a. Acum, în acest an și pe această cale, vreau să îi felicit și eu pe jucători pentru prestația care au avut-o în campionatul trecut, rezultatele care au avut, că nu este la îndemâna oricui, vă spun sincer, să ai un parcurs așa de perfect aproape, să nu pierzi niciun joc într-un campionat. Asta aici s-a văzut, eu știu, și principerea lui Nicolae Dică, care și pe el îl felicit pentru asta, pentru performanța pe care a făcut-o cu acești copii și de ce să nu recunoaștem că i-a făcut în așa fel încât să meargă până la finalele campionatului ca să nu... Cu toate că erau deja promovați în Liga II cu 7 etape înainte de final. Dacă stăm să ne gândim și ce se vorbea, erau cam din turul campionatului. El a reușit să-i facă pe acești copii să joace tot campionatul și să încerce să câștige toate jocurile. Și asta e un lucru benefic. Pentru că numai așa poți să ai o evoluție și o creștere de formă și normal că acești copii tind să ajungă undeva mai sus, la un nivel mai înalt. Domnul profesor, gata și cu vacanța pentru jucătorii. Astăzi s-a reluat activitatea la FC Argi și ați condus primul antrenament oficial. Ați adus și ceva jucători noi. Spuneți-ne cum a fost întâlnirea cu lotul de jucători. Eu pe majoritatea jucătorilor îi cunoșteam, de ce să nu recunosc. Unii dintre ei am mai și lucrat în Cotigă, Panait Diaconescu, care a fost la Mioveni, Căpățână, care l-am avut la Caracal ca și jucător. Ceilalți care au venit noi acum îi cunosc destul de bine. De asta poate am și optat pentru venirea lor aici să întărim puțin și să, eu știu, să cumuleze puțină experiență și ceilalți jucători pe lângă ei, pentru că au atât jocuri la nivelul Ligii a doua și eu zic că e un lucru benefic și un lucru pozitiv pentru întreaga echipă, să ne ajute în evoluția noastră următoare. Sunt jucători cu experiență. Deja dacă stau să enumăr așa, Popescu, Octavian, un portar cu mare experiență care arată jocuri la Liga a doua, Stan Cătălin, care a jucat campionatul trecut aproape toate jocurile la FC Brașov, Alin Popa, care la fel a fost component al echipei CSM Mioveni, Andrei Nilă, plus încă doi copii pe care i-am adus de la Hagi, Toriște Cătălin, fundaș dreapta, care a mai fost la Mioveni acum un an, și Crucerul, la fel, care sezonul trecut a jucat la Academica Clinceni. Jucători tineri, jucători care vor să tindă mai sus și, normal, de asta au și venit aici. Domnul profesor, în acest moment sunt 22 de jucători, nu? Mai e loc, nu? Mai aveți 22, în vedere, da. Noi, la acest moment, am mai avea nevoie, de ce să nu recunosc, și discuțiile care le-am avut astăzi cu conducerea noastră, am mai avea nevoie de un fundaș central, pentru că nu prea suntem acoperiți pe posturi și încă un mijlocaș central. Restul celelalte posturi, eu zic că sunt acoperite și destul de bine, ca și valoric, de valori apropiate.
cei care vor fi în formă vor juca, nu? Ați păstrat în mare parte lotul de jucători care a evoluat sezonul trecut în Liga 3. Mergeți pe acea omogenizare și a lotului, că se cunosc bine între ei? Da, eu am și spus multe lucruri, nici nu vreau să schimb. Vă spun sincer, pentru că eu am omogenitate în lot, jucători care joacă de aproape 2 ani și ceva împreună, jucători cu experiență, Bun Cotigă, Diaconescu, Panait, Șerban, Năstăsie, jucători care au jucat la nivelul Ligii a doua și la Liga a întâi, unii dintre ei, spre exemplu, Năstăsie, și sunt jucători de calitate, vă spun sincer. Pe mine, și de la primul antrenament astăzi, mi-am dat seama că, eu știu, a fost o muncă depusă aici și se vede munca lui Dică, pentru că, vă spun, pe mine m-au încântat și la antrenamentul de astăzi. Chiar, cum i-a simțit, mai ales că, iată, de astăzi evoluează sub numele de FC Argeș și e o schimbare și pentru ei. Mulți dintre ei au încheiat campionatul cu SCM și acum evoluează sub numele de FC Argeș, care sunt altfel, de ce să nu recunoști? Da, deci, ce pot să vă spun, că poate și noi am fost puțin emoționați și la fel în cabină când am stat cu ei de vorba astăzi înainte de primul antrenament, parcă se simțea, eu știu, o altfel de atmosferă în cabină. FC Argeș și FC Argeș, de ce să nu recunoaștem, nu? Un brand care e recunoscut în toată țara și ar fi fost păcat să nu jucăm sub acest nume. Da, s-a reușit de către primărie. Iată, au trecut 10 ani, doamne și domnilor, de când au avut acea problemă cu FC Argeș. După 10 ani aproape, FC Argeș revine în prim planul fotbalului românesc. Anul acesta în Liga a doua și de ce nu să sperăm noi ca la finalul sezonului să vorbim de o promovare în Liga a întâi, pentru că probabil acolo își doresc cei mai mulți suporteri argeșeni să vadă echipa noastră. Dobrosor, și banca tehnică e una nouă în proporție de destul de mare, da. Preparatorul fizic a rămas... Da, Dan Didiță, el e de aici, Piteștean, și este un profesionist, de ce să nu recunoaștem toți. Antrenor secund a venit Iulian Crivac, fost jucător la FC Argeș, fost și el de multe ori antrenor pe la FC Argeș și recunoște astăzi la conferința de presă că a fost ultimul antrenor al lui FC Argeș, când a intrat în faliment. Și plus, antrenorul cu portarii, pe Hotoboc, vă spun sincer că am optat pentru el pentru că a avut și continuitate. El a fost până acum vreo 5-6 luni în staful celor de la Poliaș. Un portar care a activat la FC Argeș și a plecat cum a plecat, cum a zis și el astăzi, dar a vrut să revină și să demonstreze că poate să ajute orașul și implicit normal FC Argeș. Da, v-am văzut pe toți astăzi la conferința de presă, optimiști, chiar se simțea un aer optimist în rândul noastră și al colaboratorilor noastre. E un nou început, dar în același timp, domnul profesor, și o nouă provocare, nu? Da, este, vă dați seama, e acum, de ce să nu recunosc? E o presiune. E o presiune și pe noi, pentru că venim după niște rezultate pe care echipa le-a avut în Liga a treia. Eu știu, v-am mai spus, eu i-am felicitat pentru parcursul care l-au avut. A fost Liga a treia, dar acum e altceva Liga a doua, de ce să nu recunoaștem? Nu știu, spectatorii au fost obișnuiți cu victorii, aproape numai victorii, și vă dați seama că e o presiune și pe noi, la momentul ăsta. Noi încercăm împreună cu ei, că fără ei nu putem să facem nimic, ăsta e adevărul, să avem o evoluție cât mai bună, să câștigăm cât mai multe jocuri și vom vedea unde vom fi. Eu am încredere și vă spun că lotul e valoros, ascultați-mă ce vă spun și nu o spun așa doar din complezență și să-i încurajez pe ei. Este un lot valoros, cu jucători care au calitate, să știți. Față de alte echipe, vă spun sincer că, v-am spus și de la primul antrenament astăzi, mi-am dat seama că au calitate jucătorii. Și ar fi păcat să nu încercăm să fim cât mai sus. V-am spus, obiectivul echipei, eu știu, trasaj de conducere, a fost acolo să fim în primele 6-7 echipe, dar nu este imposibil. Pentru că nici anul trecut Juventus București sau Sepsi au promovat sau și-au schimbat pe parcurs obiectivul și să dea Dumnezeu să fim și noi la fel. Să avem evoluții cât mai bune, să fim acolo, că mai mult ca sigur nu ne vom da la o parte, să nu vrem să promovăm, Doamne ferește. Din contră, ar fi, eu știu, o mândrie pentru oraș și pentru noi să promovăm imediat în anul următor, după ce am luat în Liga a doua. Mai ales că acum condițiile de la FC Argeș sunt altele, sunt unele bune pentru Liga a doua, e o stabilitate financiară. Ar fi mai ușor de lucrat, nu, cu jucătorii, mai ales că, așa cum spuneam, din punctul ăsta de vedere, stăm bine.
Da, nu, nu. Există susținere de partea tuturor. Eu știu că nu sunt probleme, mai ales acum și cu legea asta care s-a dat, eu știu, sunt niște bani care se dau normal către sport. Da, bineînțeles, către sport, ai totul în regulă, nici nu se mai numai să n-ar mai fi probleme. Așa vă dați seama că nu numai eu îmi doresc. O altă și conducătorii noștri îți doresc să fie bine și eu cred că nu sunt grijin în privința asta. Privința bugetului. Bine, bugetul este unul care... Unul mediu pentru unul Liga. Unul mediu normal pentru Liga a doua, de asta nici nu ne-am pus un obiectiv așa de îndrăznesc de la început. Promovare, că trebuie, este un buget destul de mare. Acum, hai să fim sinceri, vedeți și noastră, au promovat două echipe din Liga a doua care au patroni, deci nu sunt, eu știu, în bani de la buget statului, nu? Și au promovat două cu patroni și aici trebuie să mai înțelegi și alte lucruri noastre, că ăsta e adevărul. Da, va fi un campionat interesant în acesta pentru Liga a doua, cu multe echipe care, iată, încet, încet, echipele de tradiție încep să revină în fotbalul românesc. E un lucru benefic, cred. Da, eu mă bucur de celelalte echipe, de Universitatea Cluj, Petrolul, Farul Constanța, Oțelul Galați. Vă dați seama, echipe care de tradiție și să nu revină, eu știu, acolo unde le-a fost locul și unde le este locul, după părerea mea, cum ne-ar fi și nouă locul în prima ligă. Sunt echipe de tradiție, echipe care au avut alți ani în spate de Liga 1 și ar fi păcat, ar fi păcat. Vedeți că ușor, ușor, parcă încep să se așeze și lucrurile cu aceste echipe. Da, o veste bună așadar, doamne și domnilor, avem FC Argeș și avem un FC Argeș și în Liga a doua. Avem un lot echilibrat, domn profesor, ca și, să spunem, medie de vârstă și jucători cu experiență, dar și foarte mulți jucători tineri pe care noastră văd că da, în lotul actual, vă veți baza. De ce să nu recunosc că avem 10 jucători sub limita de vârstă, ceea ce noi avem nevoie. Știți noastră că la Liga a doua acum trebuie să jucăm cu 3 jucători sub 21 de ani. De ce să nu fim sinceri, trebuie să-i punem întâi pe ei și după aceea să-i punem pe ceilalți în teren. Suntem condiționați de federație cu acești copii. Eu zic că suntem acoperiți pe posturi și copiii pe care îi avem, vă spun sincer că eu îmi pun mari speranțe în ei, că vor ajunge jucători de top. Însă sunteți un antrenor cu mare experiență, știți foarte bine Liga a doua. Am putea spune, eu știu că partea asta, juniorul, face diferența în anumite discute. Da. Dacă n-ai junior ca să se apropie de valoarea seniorilor, ai de suferit. Dar eu zic că noi nu vom avea, pentru că eu v-am spus că sunt jucători de calitate ce avem. Și așa s-a făcut diferența, să știți, dintre multe echipe. Pentru că e greu să joci și cu 3 jucători și dacă nu se ridică la nivelul celorlalți, cel puțin 2 dintre ei, vă dați seama că joci cam în minus cu 2 jucători. Dar astea sunt condițiile federației, trebuie să ne aliniem și noi, nu? Cine? Și-ar dori fiecare să joci numai cu senior, dar nu se poate. Vedeți că și la Liga 1 s-a băgat această cu să joace cu un jucător sub 21 de ani. Care până la urmă e un lucru benefic pentru acești copii, da. Pentru că cresc altfel cresc și ei, dar și vă dați seama, terminând junioratul, după aceea unde să aici le dă șansa să joace până la 21 de ani, vă dați seama, și la Liga 2, unde e un nivel bun al fotbalului, nu? Am văzut că pe fiecare compartiment sunt jucători cu experiență, am adus și un portar cu experiență, pe Tavi Popa Popescu de la CS Mioveni, dar și un atacant cunoscut în Argeș pe Andrei Nilă. Cum i-ați convins pe acești jucători să vină de la Mioveni? I-ați lucrat foarte bine cu ei, dar... Sincer, nu i-am convins. Ei aveau, ștenau contractul în această vară, n-au vrut să mai continue cu CS Mioveni și ei au întrebat dacă avem nevoie de ei, normal că am avut nevoie, nu trebuie să-i conving eu. Eu știu și ca ce și caractere sunt, pentru că în primul rând trebuie să, ca și antrenor, trebuie să știți și ce caractere mai ca și jucători. Și îi cunosc foarte bine și eu sper că ne vor ajuta, pentru că sunt jucători cu experiență, jucători care au dat meciuri la nivelul Ligii a doua. Domnul profesor, v-ați făcut așa o imagine a noului sezon de Liga a doua. Anul acesta parcă e un pic schimbat față de sezonul precedent, nu? Da, cu echipe care, cred eu, multe vor juca până la final. Da, și mai puțin FC Brașov, cred. Sunt unele echipe care văd că deja s-au și întărit, așa cu lot de jucători, un Călăraș și Hermannstadt nou promovat, au luat niște jucători acolo, fiind și fostul meu coleg
Alex Pelici, da, am mai discutat cu el. Fiecare și cam și jucători cam pe ce posturi au deficitare și eu știu să-și mai întărească puțin lotul cu jucători care au jucat la nivelul Ligii a doua. Eu cunosc destul de bine nivelul Ligii a doua, vă dați seama, și vă spun sincer că nu e diferență mare, să zic așa, mai mult de organizare, dacă e o organizare bună, dacă eu știu, ai seriozitate, pentru că vă spun sincer, și cei de la Sfântul Gheorghe vorbeam ultima etapă cu unii jucători care am avut jucători și care jucau acolo și mi-au zis că ei au promovat mai mult pe, eu știu, corectitudinea conducătorilor care li s-au dat banii la timp ce li s-a promis, nu au fost mințiți și de asta au și mers lucrurile. Pentru că ei au venit cu plăcere la antrenament, s-au antrenat, nu mai aveau altă problemă decât să se antreneze și să joace fotbal. Și ei au spus, nu a spus sferă bună. Știți ce nu asta, că atmosfera, rezultatele ți-o dă. Dacă n-ai rezultate, normal că și atmosfera se deteriorează, trebuie să nu în echipe. Asta le-am și spus la băieții astăzi în cabină, că atmosfera ei o fac la echipă. Și prin jocul lor, și dacă noi avem rezultate bune, o să fie și atmosfera bună. Că noi, antrenorii, nu mai o întreținem, dar ei sunt jucătorii cei care fac atmosfera la echipă. Și eu sper că în continuare asta l-am și urat să aibă, eu știu, și în nou sezon, rezultatele care le-au avut în sezonul trecut, să dea Dumnezeu să fie așa și vă dați seama că ar fi totul ok. Domnul Sor, ce vom vedea la noul FC Argeș? Ce fotbal vom vedea în trivale? Eu v-am spus, am venit și nu vreau... Să adept un nou fotbal frumos. Da, și... eu nu vreau să schimb multe. Deci și sistemul pe care eu îl joc, același sistem ca cum l-au jucat și ei în Liga a treia, Nicolae Dică, un 4-2-3-1 la fel, am să joc. Deci n-am să schimb multe lucruri, cel puțin din Prisma tactici, da, tactici. Pentru că ei știu ce au de făcut acum, doar eu știu prin antrenamentele care le-am face, pregătirea lor pe care o vom face acum în această perioadă, le-am spus că și acum această perioadă precompetițională e o perioadă mai grea pentru fotbaliști, pentru că trebuie să mai încărcăm puțin, să au avut și o perioadă mai lungă de vacanță în această vară, ei au terminat campionatul mult mai devreme decât s-a terminat la Liga a doua și au avut o perioadă mai lungă, ei trebuie să înțeleagă și eu sunt și ei sunt conștienți, vă spun sincer, și că trebuie să muncească și numai prin muncă, le-am și spus. Eu am vorbit și cu Dică și mi-am spus că prin modestie, prin asta trebuie să, și prin multă muncă. Prin asta au format un grup unit și eu mă bucur pentru asta și sper ca în continuare acest grup unit să fie la fel cum a fost și în campionatul trecut, pentru că numai așa putem să avem rezultate. Încă nu s-a făcut seria Ligii a doua, vorbim de, eu știu, anumite echipe care sunt, să spunem, favorite în acest sezon, profesor, mai ales că să vorbim și de echipe care au returnat de Liga 1, mă refer la Astea Târgu Mure și Pandurii Târgu Jiu. Da, din câte am văzut și eu la televizor, s-a dus Dinu Gheorghe președinte la Târgu Mureș. E obiectivul, am înțeles că e promovarea clar din start. Nu știu, cei de la Pandurii ce... În ce situație sunt, că ce vedem prin presă nu știm care este adevărul. Și vom vedea și ei. Dacă rămân jucătorii care au avut acum în campionatul Ligii 1 care s-a încheiat și care dacă m-au oprit din jucătorii care au avut, și ei vor avea un cuvânt greu de spus, vă spun sincer. Pentru că deja s-au omogenizat puțin și ei au creat un nucleu acolo de jucători care au mai jucat și la Liga 1 și cu evoluția care a avut-o în campionatul trecut, vă dați seama că au ceva experiență. Din celelalte echipe, vă spun, Călărașul s-au întărit destul de mult. Am văzut că și cei de la Sibiu și-au luat ceva jucători și jucători destul de buni. UTA, care rămâne în continuare... UTA, da, din câte am văzut, au mai plecat și de la UTA jucători. Probabil că nu știu ce vor face după al doilea meci de baraj, da, care l-au pierdut și au ratat promovarea iară. Nu știu ce. Câțiva jucători ni se propuseseră și nouă vreo câțiva dintre ei, prin niște impresari. Am zis că posturile care ni se propuseseră, de fapt, pentru acei jucători, noi le aveam deja ocupate, erau jucători care au promovat, care au jucat aici și n-avea rost să ne încărcăm cu anumite jucători. Probabil că și pretențiile erau mult mai mari decât ale celor de aici. Normal. Ne depășeam bugetul și am zis că e mai bine să rămânem cu nucleul ăsta de jucători. Și eu am încredere mare, vă spun, în ei. Da, chiar, poate mă repet, chiar am văzut o atitudine bună astăzi la antrenament din partea tuturor. Poate și pentru că joacă la FC Argeș și acum, poate și pentru a vă impresiona pe dumneavoastră. Da, nu știu cât să mă impresioneze, pentru că eu cunosc pe majoritatea, vă spun sincer, și cam știu ce pot fiecare așa, dar... Ei probabil că așa au fost obișnuiți și mie îmi pare foarte bine așa și
că am găsit un lot, v-am spus, un lot pregătit, un lot care își dorește să joace fotbal și din jucătorii, acești jucători vor să ajungă mai sus, de la nivelul Ligii a doua. Și de ce n-ar fi posibil să promoveze cu FC Argeș, nu? Am văzut că la antrenament a fost prezent și Robert Grecu, a revenit la echipă, e benefic pentru... Da, el m-a sunat acum 3 zile și mi-a spus că nu vrea să mai rămână la Hagi, îi luasele deja acolo și pe el și pe Șandru. Probabil că vreau să-i împrumute pe undeva sau, din câte înțelesese, m-a vrut să-l dea la Steaua, nu s-au înțeles. Și el a zis că vrea să vină să nu joace la echipa a doua în Liga a treia, a zis că vrea să revină la FC Argeș și înapoi, la SCM. Am acceptat cu mare plăcere pentru că știam că e un jucător care a jucat foarte bine în campionatul trecut și a adus o contribuție la promovare și ar fi păcat să nu continue aici. La capitolul plecării, Mariana Angelina n-a intrat în... Da, singurul a fost Angelina, care el a avut și niște pretenții financiare aproape duble decât a avut anul trecut în Liga a treia și de ce să nu recunosc, noi ne cam orientasem la postul de fundaș lateral să încercăm să jucăm cu un jucător sub vârstă acolo. Și de asta am și, eu știu, poate nici n-am mai intrat așa în discuții pentru a rămâne în continuare la echipă. Bine, și pretențiile lui financiare au fost destul de mari. Și ne-am despărțit prietenește, eu știu, am discutat și eu cu el, a venit la club, deci n-a fost nicio problemă. Cert este că în acest moment sunt 22 de jucători la sub comanda dumneavoastră. Va urma, așa cum spuneați, o perioadă grea pentru jucătorii, această reacomodare și reînceperea antrenamentelor. Da, programul săptămâna aceasta vom face pregătire aici la Pitești. Miercuri avem vizita medicală la Craiova. Vom continua cu antrenamentele până sâmbătă. Sâmbătă vom avea un joc. Am vrut să văd așa la sfârșit de săptămână mai mulți pe cei tineri care au și pe cei noi care au venit într-un joc amical cu Curtea de Argeș. După aceea, luni și marți vom face antrenament. Miercuri vom pleca în antrenament centralizat la Govora. Ați ales Govora o locație bună, nu? Pentru a-și încărca bateriile. Da, vă spun sincer că Juventus București merg de vreo câțiva ani acolo și chiar vorbeam când am fost să vedem stabilimentul acolo și ce condiții avem cu directorul de acolo și a zis să dea Dumnezeu să face și voi ca Juventus pentru că ei au venit mereu aici și au promovat. Și noi să dea Dumnezeu. Sunt condiții destul de bune și de masă, de odihnă, de recuperare, de tot ce avem nevoie acolo, să știți. Terenul, de la fel, dintr-o comună la vreo 5 km Pietrar se numește, am fost și am văzut terenul, un teren foarte bun, un teren pus la punct, am vorbit cu primarul de acolo, îl va pune la dispoziție, deci nu o să fie problemă. Condițiile, eu zic că o să fie foarte bune. Nu se știe încă când va fi startul Ligii Secunde. E o perioadă cam lungă, eu știu, de pregătire, de profesoare sau... Nu, este lungă, eu dacă s-ar... Fi putut mai lungă? Da, dacă s-ar amâna până pe 5 august, eu zic că ar fi destul de bine, pentru că am avea și timp de jocuri amicale. Pentru că în această perioadă noi ne-am planificat așa și acolo la Govora când vom sta, vrea să luăm cel puțin un joc, dacă nu două, să vedem ce echipe găsim prin zonă. După aceea vom veni acasă și pe 15, pe 19 vom avea un meci cu Chindia Târgoviște la noi la Pitești și de asta am vrea să mai luăm pe 22, aș vrea să luăm, să găsim un joc. Găsisem deja cu cei de la Sibiu, dar ei și ei vor să joace acasă, noi vrem să jucăm acasă, că știam că începe campionatul pe 29 și normal fiecare echipă vrea să-și pregătească jocul de acasă, că mai mult ca sigur și noi și ei vom juca acasă fiind nou promovat. Nou promovat. Așadar, va fi mult de muncă în această perioadă, așa cum vorbeam și mai devreme, o presiune în plus pe umerii noastre. Da, este normal că venim după echipa care a avut un sezon foarte bun cu rezultate. Și acum și cu FC Argeș, adică... Da, bineînțeles, avem și FC Argeș. Două presiuni pe umerii noastre. Da. Eu sper să o scoatem la capăt, deci chiar nu fac probleme și am încredere mare, v-am spus, în jucători, pentru că până la urmă de ei depindem. Orice am face noi și ce ne-am dori, ei sunt artiștii care joacă acolo în teren, nu? De ei depindem. Eu sper și v-am spus, mă bucură că au omogeneitatea aceasta și v-am spus, în proporții, în afară de, vă dați seama, în afară de Angelina, singurul jucător care a plecat, restul au rămas același, plus că am mai îmbunătățit puțin lotul și numeric și valoric, de ce să nu le cunoaștem, pe anumite posturi, care erau puțin deficitare, să spun așa. Că am înțeles și acum, pe final, au avut și ei probleme și ceva accidentat și era lotul destul de subțire pe final. Da, bine, echipa era deja promovată și nu. Că am văzut că ultimele etape s-a jucat cu mulți copii,
Le-au băgat, le-a dat și lor șansă să joace și asta a fost un lucru benefic, să spun așa. Da, și cu copiii tot SCM-ul a rămas neînvinsă, singura echipă din cele trei ligi românești care a reușit această performanță. Așadar, doamne și domnilor, din acest sezon în Trivale va juca FC Argeș cu suporte, domn profesor, simțiți? Eu sper să vină cât mai mulți spectatori la meci, cât mai mulți suporteri. Eu vreau să-și dea mâna și, eu știu, galeria cea veche cu scindarea care a fost cu 1953, aș vrea să vină, pentru că haideți să, eu știu, o singură echipă și ar fi păcat ca lumea să nu vină, eu știu, în weekend la stadion să ne susțină și să susțină echipa. Pentru că, până la urmă, nu știu ce are cineva ceva de câștigat sau de pierdut din asta. Nu. Normal că noi avem de pierdut, eu știu, și orașul, și echipa, și jucătorii să nu fim susținuți. Și suporterii, pentru că... Da, bineînțeles. Să nu fi susținuți cel puțin la jocurile acasă. Da. Am văzut ce s-a întâmplat la Ploiești, ce s-a întâmplat la Galați, cu atâția suporteri la Constanța. Normal, pentru că ei n-au fost, eu știu, scindați așa. Ei au rămas tot cu petrolul, toți la petrolul, cei la Farul la fel, cei de la Oțelul la fel, la Ucluj la fel, deci nu s-au scindat, eu știu, galeriile și au rămas uniți toți. N-ar fi păcat, vă spun sincer că ar fi păcat să nu vină, eu știu, lângă echipă și să avem o galerie frumoasă, cum am avut la FC Argeș. Țin minte că și eu atunci când am venit în 90 ca și jucător la FC Argeș și era o plăcere. Mergeam și unde și pe afară și veneau după noi cu mașini, cu personale, cu autobuze. Era foarte frumos și vă dați seama. Deci să se reînvie, eu știu, această tradiție. Da, am văzut astăzi la stadion prezent și un suporter venit de la Slatina, care iubește FC Argeș. Da, era un suporter și eu m-am mirat. A zis că a venit și pentru mine, mă știe de când jucam fotbal și eu îi mulțumesc. Da, a venit de la Slatina, da, l-am văzut și am vorbit și eu cu dânsul. Da, și da, se întâmplă deja o emulație în jurul echipei noastre. Da, am vorbit și cu câțiva membri ai galeriei FC Argeș și am zis că s-au întrunit și s-a luat decizia de a susține în totalitate echipa FC Argeș, pentru că este singura și singura care deține palmaresul și deci este continuatoarea echipei FC Argeș. Da, s-a revenit oarecum la matcă. Vă dați seama că s-au făcut eforturi, de ce să nu recunoaștem? Și domnul primar Ionică, domnul Gentea, deci au încercat și au vrut tot timpul ca acest brand să fie al orașului și s-a reușit și ar fi păcat acum să nu fim toți lângă echipă și să ajutăm echipa cu, cel puțin, cu suporte, nu să vină cât mai multă lume la stadion. Mai ales că vom vedea altfel de fotbal în Trivale. Cu niște derbiuri, domn profesor, cu fosta noastră echipă. Sunt derbiuri și locale. Cu Chindia, da, care, da, iată, și cu ei ne da, cam... Da. Da, echipe bune, amândouă, vă dați seama. Sunt orgolii, că știți cum sunt. Aici, în apropiere, tot timpul au fost orgolii între echipe, care e mai bună, care... Dom'le, cine o să fie mai bun o să câștige, nu? Orgolii benefice, până la urmă. Da, bineînțeles, că... dar să fie în folosul fotbalului și fără ranchiună, fără, vă dați seama, din contră. Noi trebuie să fim prieteni și să ne ajutăm cât putem, nu? Domnule, v-am văzut foarte implicat de când ați venit la FC Argeș. Se vorbește și deja s-a luat această măsură de a revigora și centrul de copii și juniori. Da. A început deja să se miște lucrurile în ceea ce privește, da, centru. Ați fost prezent și la acele trialuri. La acele trialuri, da. Da, e un lucru benefic. Părerea mea că una e când sunt jucătorii tăi și, din câte am înțeles, acele grupe ar fi fost... eu știu, să spun așa, donate de doamna Gica de la Nicolae Dobrin și eu știu ce copii mai vin acum la selecțiile care au fost să-și facă grupele, să avem grupele noastre, vă dați seama că ar fi cel mai bine. Și de ce să nu recunoaște? Una e când, acum sincer, n-am nimic, Doamne ferește, dar te vedeți și dumneavoastră că și jucătorii ăștia sub vârstă sunt jucători care vin din altă parte. Eu mi-aș dori să fie jucătorii noștri de aici. Să fie jucătorii noștri, să creștem pe ai noștri, de ce să luăm din altă parte să creștem jucătorii unora sau altora și după aceea ei să beneficieze, tu îi crești, ba să joace, joacă bine, ajung undeva la un nivel și după aceea pleacă și, eu știu, să duc și joacă altundeva, nu? Asta mi-aș dori. Mi-aș dori să avem jucătorii noștri, să fie ai noștri de aici, avem câțiva copii în lot care sunt jucătorii noștri de aici, sunt născuți 97-98, foarte talentat, de ce să nu recunosc. Mi-a plăcut, vă spun sincer, și de Oancea, mai avem copilul ăsta, Mihăiescu. E băiatul lui Jean Barbu, un jucător cu calități. Eu și asta l-am văzut puțin așa și, eu știu, ochiul meu așa format să spun, sare noi, de ce să nu recunosc, să vede că are ceva, nu? Și ar fi păcat de ei, păcat de ei să nu fie aici, să nu aibă o evoluție bună, să joace pentru orașul ăsta, nu?
Da, iată, multe dintre gloriile echipei FC Argeș au revenit la FC Argeș și puneți umărul la revenirea echipei acolo unde ați lăsat-o ca jucători. L-ați scoptat și pe Jean Barbu în funcție de director de imagine. Da, și Dan Jean a venit lângă noi. Vă dați seama că el n-are rost ce prezentare se mai face în lui Jean Barbu, vă dați seama. A fost poate un jucător simbol pentru orașul ăsta și era păcat să stea în afară și să nu vină lângă noi. Noi ne vom mai consulta cu el ca și staff tehnic, vă spun sincer, poate, eu știu, mai avea și eu un asta de scouter să ducă să mai urmărească ceva jucători ce ar putea să mai luăm, eu știu, la echipă. Și e un lucru benefic, vă spun sincer, și pe mine m-a bucurat când am auzit că el a zis că vrea să vină și foarte bine, ar fi, eu știu, benefic ca pe lângă echipă să mai fie adus și alți jucători care au făcut, eu știu, și care au jucat pentru culorile lui FC Argeș de aici din oraș. Pentru că asta este, vă dați seama, sunt jucători care sunt oameni care au lucrat în fotbal, care au jucat fotbal și care, vă dați seama, că fenomenul ăsta nu e ceva neobișnuit pentru ei. Și ar fi păcat să nu fim cât mai mulți oameni de fotbal în jurul acestei echipe. Da, alături de Vasile Popa, fostul capitan al echipei FC Argeș, și dumneavoastră care ați evoluat atât de mult la FC Argeș, așadar oamenii vor vedea un fotbal frumos. Eu sper că vor vedea un fotbal frumos. Vă spun sincer că mi-aș dori din tot sufletul să nu dezamăgim, dar nu fac problema asta că vom dezamăgi, pentru că am mare încredere, v-am spus, în acești jucători și cu atât mai mult vă dați seama, dacă vom practica un fotbal frumos și eu știu, echipa asta va avea rezultate, așa vor veni și oamenii la stadion, vă spun sincer. Pentru că nu așa putem să-i aducem. Mai mult ca sigur, am văzut câțiva suporteri veniți chiar astăzi la primul antrenament, cu toate că erau niște temperaturi mari. Da, sunt mari. Oamenii care vin de obicei și care tot timpul au fost cu FC Argeș, oameni în vârstă, care, eu știu, de când să știu, țin cu FC Argeș. De ce să nu recunosc? Pentru că în 2010, când eu am fost antrenor la FC Argeș, jucam prin țară și vă spun că veneau oameni din țară, veneau care țineau cu FC Argeș. Deci, eu știu, poate pe undeva, eu știu, mitul ăsta cu Neagicu Dobrin și acum a rămas și va rămâne în continuare, vă spun sincer, pentru că a fost iubit în toată țara și FC Argeșul prin prisma lui Neagicu Dobrin, eu știu, trăiește poate și acum. Și a dat Dumnezeu să trăiască în continuare, pentru că da, poate puțin mai sperau și noi ne-am zbătut aici la repriza de sport să se cumpere brandul și să se revină la numele de FC Argeș, pentru că era păcat de o istorie atât de frumoasă și de lungă. Da, bineînțeles, era păcat și v-am spus, e un brand, pentru că echipa asta e iubită în toată țara, să știți. Nu știu dacă sunt, eu știu, orașe așa unde am jucat și n-au venit suporteri de acolo din zona respectivă care țineau cu FC Argeș și să ne încurajeze și am rămas și surprins așa de multe ori, pentru că vă dați seama, cel puțin în Ardeal acolo, mulți oameni, jucam pe la Baia Mare, veneau spectatori care erau din zona de acolo și domnule, țin cu FC Argeș, de când era Gicu Dobrin, de când, vă dați seama, și ar fi păcat, eu știu, cel puțin și noi aici localnicii să nu susținem echipa și să nu își dea mâna, v-am mai spus și am discutat și mai devreme de, eu știu, galeria să fie o galerie frumoasă, cum a fost odată pe timpuri și, vă dați seama, înfrățită și cu alte galerii, că țin minte că erau înfrățiți cu cei de la Timișoara, având și aceleași culori. Da, din punctul ăsta de vedere trebuie să vă faceți parte pe acest segment tehnic, dar e nevoie de muncă și pe partea de manageriat, pentru că acolo, da, sunt alții care se ocupă, dar trebuie să profităm de acest moment și să aducem din nou FC Argeș și în prim plan și mai ales, asta e o părere personală, să vedem echipamentul alb-violet, să nu mai vedem alte culori, că mie nu-mi plac deloc, cred că nici dumneavoastră, cred că ați vrea să vedeți training-uri și tricou și tot ce înseamnă cu cele două culori ar fi cunoscute pentru piteștenii. Da, și astăzi v-a spus la conferința de presă Vasile Popa că cineva s-a oferit să ofere un echipament ca drept sponsorizare cu culorile alb-violete. Noi îl așteptăm și de ce nu să revenim la culorile care au fost ale clubului, nu? Da, domnule Soare, pe lângă susținerea primăriei, cred că e nevoie și de sponsori. Deja s-au schimbat lucrurile. Eu cred și sper că o să vină, vă spun, lângă echipă o să vină și sponsori. Și
ei să știu mai bine cei din conducere, dar din câte am auzit și azi și am mai discutat și eu cu ei, ce au spus și la convenția asta, că vor veni oameni. Oameni care sunt interesați să vină lângă echipă. Și asta e un lucru benefic, vă dați seama, pentru toată lumea, nu? Domnule Sor, ar fi atât de multe de discutat despre revenirea noastră la FC Argeș și la nouă sezon care va începe. Suntem pe final de emisiune. Ce, eu știu, ce le promite sau ce suporterilor piteștenie iată la debutul, redebutul pe banca tehnică? Eu i-aș ruga să vină număr cât mai mare, cel puțin la început, acum să susțină echipa și vă spun că nu îi vom dezamăgi. Eu am încredere că vom avea rezultate pe măsură și echipa sper să revină acolo unde este locul cât mai curând. Da, vă mai spun pe final, s-au depus actele deja la Federația Română de Fotbal. 100% va fi acceptată probabil denumirea de FC Argeș. Așadar, doamnă și domnilor, o veste bună pentru fotbalul argeșan. FC Argeș revine. Așadar, vom vedea un fotbal spectacol între rivale sub comanda antrenorului principal Iordan Efsine, căruia mulțumesc mult de prezență, domnul profesor, și vă așteptăm pe la noi. Cu cea mai mare plăcere. Așadar, doamnă și domnilor, rămâneți în continuare cu Antena 1. Urmează cele mai importante știri din Argeș. Eu sunt Ionuț Mata, vă dau întâlnire lunea viitoare. La revedere!